Hai nou, bă, fraților, hai să vă povestesc cu muntele, cu astea, cum am făcut eu în 4 zile, niște ture de excepție, planul fiind de acela de a atinge, așa simbolic mai mult, adică ne fiind un record neapărat de doborât, asta cu cele 2000, cu vârfurile de peste 2500 de metri din România, cele 14 vârfuri pe care le găsisem eu un articol, de fapt nici nu sunt 14, sunt, dacă mă întreb pe mine, mai puține, cel puțin o să vedeți despre ce e vorba. Probabil s-au inspirat după faza cu cele 14 din Himalaya, cu alea peste 8000 de metri sau cât au. Probabil și la noi s-a creat chestia asta cu recordul respectiv. Pentru că am fost pe Moldoveanu acum o lună și ceva pentru prima dată la stâna lui Burnei. Aveți pe canal vlogul ăla ce a ieșit din telefonul ăsta și cât am avut chef să filmez, destul de solicitant și obositor și acolo și o vreme nu foarte bună, dar nici rea. Totuși am văzut ceva, deci repet, e vlogul pe canal. Am zis, început să-mi fii pe ideea asta, bă, uite, Moldoveanu, Viștea Mare, Parângul Mare, îl făcusem, prin Retezat am fost. Ce ar fi, câte vârfuri avem noi peste 2500 și 8 din ele sunt în Făgăraș. Atunci m-am gândit așa, hai să aștern așa cumva pe hârtie, să-mi fac planul pentru un circuit care să aibă ca scop doar atingerea acestor vârfuri. Adică nu traseele cele mai ușoare, cel mai ușor de ajuns, doar atinge vârfurile respective. Și aveam așadar de mers în Bucegi. Am plecat undeva sâmbătă pe 15 sau 16 iulie, am plecat în Bucegi, am plecat pe Târgu Jiu, bineînțeles Râmnicu Vâlcea, Câmpul Lung, Curtea de Argeș și am ajuns în Fien, de unde faci stânga acolo spre Sinaia, de la Sinaia în stânga spre cabana Cota 1000 sau cum se numește, deci n-ajungi în Sinaia, pe Transbucej, un apus frumos, mi-a plăcut ce văd pe acolo, se numește impropriu Transbucej, dacă mă întreb pe mine, pentru că nu traversează nimic, adică drumul efectiv se oprește, se împotmolește la acolo, pe la cabana Piatra Ars, acolo unde începe limita de parc natural sau ce este. Și practic nu traversează, nu se duce nicăieri, indiferent că platoul Bucegi este un platou destul de generos în care ai putea poate să construiești pe viitor o șosea faină. Așadar aveam de bifat în Parcul Natural Bucegi sau Munții Bucegi sau platoul Bucegi sau grupa Munților Bucegi, aveam de mers pe vârful Omu, pe vârful Capul Murarului și pe vârful Ocolit sau vârful Bucur Dumbravă, toate peste cele peste 2000, toate peste 2500 de metri. Am ajuns acolo seara, am admirat priveliștea din fața hotelului Piatra Arsă, cabana Piatra Arsă, aveam să aflu că este un pic în dreapta, un pic mai sus, un pic mai flancat acolo pe niște jnepeni. Nu era deloc foarte multă lume, am profitat de cerul înstelat și vă las câteva fotografii faine din acele momente, din acea seară cu acest 24-1.4 și cu Sony-ul meu. M-am culcat destul de târziu, până în aproape 12. Dimineața pe ceas am văzut, pe la 6 m-am trezit, am văzut 5 grade că am avut toată noaptea în mașină, motiv pentru care am dormit destul de bine, pentru că în momentul în care mi-e frig iau sacul de dormit pe mine și nu mai bâjmi, nu mai stau pe telefon, nu mai flusturi, chiar dacă am editat atunci niște poze că eram curios cum au ieșit pe telefon. Și am plecat dimineața, fraților, pe la un 6 și ceva, un vânt infernal sau 7 fără, cam așa. Un vânt infernal, mă gândeam, bă, dacă n-ajung, dacă chiar ninsese pe la vârf, omul ninsese cu 2 săptămâni înainte, citise ceva. Bineînțeles, cu unii stopper, cu pantalonii mai groși, mai de vânt, am unii mai de vânt, așa, și unii de vară care se fac și scurți. Ăia de vară care se fac și scurți, în caz că iau doar pe ea și a fi frig, îmi iau niște izmene de la ciclism, de la Decathlon, care sunt extraordinar de bune, respiră bine, deci peste ălea de merino, peste tot ce înseamnă hainele astea de lăiere de de munte, de prim strat. Foarte bune, adică și-au făcut treaba perfect în alea și dorm în sacul de dormit și mai departe. Am ajuns cam în 3 ore pe vârful Omu, la cabana Omu. Acolo un nei ca nimeni din ăsta s-a luat de mine că am pus eu bățul pe masa aia, deci că mesele curate sau era, știți cum e acolo, că sunt niște mese, sunt niște eugenii, niște chestii de astea, na, mă rog, m-a luat un pic el în gură, v-am spus că pe munte sunt tâmpiți și numai oameni de ăștia siniștri, adică nu găsești numai bunăvoință și haideți să vă primim și nu în niciun caz, dar și apoi am ajuns și pe vârful Bucur Dumbravă, care de fapt nu este un vârf, este o continuare a vârfului Omu, este acea cruce care nici nu scrie nimic, doar că în acele articole, cum le citisem eu acasă, am zis,
zis, bă, frate, hai să merg și pe ăsta. Apoi m-am întors pe Bucur Dumbravă sau Vârful Ocolit, de unde se vede frumos, și m-am întors pe același drum, cel mai spectaculos. Da, și Babele și Sfinxul sunt mișto, nu spun că nu, mai ales profitând de faptul că am fost singur acolo, într-o zi de duminică de vară, eram singur. Hai, frate, că am ajuns la cabana Babele, suntem singuri pe traseu. Ia uite aici. Ce vorbești, mă? Ce să stea, mă? Și ăla de acolo e Sfinx, vezi și acolo. Te umplu de cași pe tine, 2 grade. Nu-i nici dracu, cu aceea e duminică, vă dați seama ce ar fi fost. Bine, e și 7:30. Am și 3 zile de vreme ca să nu prind, să mă intersectez cu pulimea. Și în cam 2 ore, 2 ore jumate trebuie să fim pe vârful omul, pe capul moralului, pe drag lac. Hai să vedem ce iese. Mai erau 2-3 pizi de pe acolo care fusese rele cu un duster, cu ceva, și au ajuns pe jos până acolo, și pe aia am văzut că n-au mai continuat urcarea, probabil speriată de vânt. Vântul era destul de puternic. Dar eu cu ce aveam pe mine nu aveam treabă, adică ba chiar mă răcurea, chiar dacă dăseam câteva buzunare de laterale, chiar era ok, chiar eu eram speriat de căldură și de alte nebunii. Vânt care la un moment dat, după ora 10-11, așa a început să se domolească simțitor și a început și telecabina să urce și implicit la coborâre. Fraților, m-am intersectat cu foarte mulți turiști, care știți cum se îmbracă, unii mai bine, unii mai așa, unii mai pana mea, unii mai pizde dezbrăcate, în Adidas de alergare, unii care chiar erau alergători montani, unii cu familia, unii, deci toate coloraturile, toate nebunile, și știe cum e pe acolo, deci după aia practic mi-am evitat, i-am prins la coborâre. Vina tănișare, chiar și pe vremea asta, uite-te la ăștia cum se fac la rolling, acolo e una în training, o pizdă, căci că o doare urechea de la vânt, la mea, uite-te la ei, tata, Bucureștiul, tata. Da, știu, cabana Mălăiești, Valea Cerbului, nu știu ce o să fie făcut, repet, acum, tura asta a fost făcută special, să fac vârfurile de 2500 de metri și atât, nu contează cum, pe drumurile cele mai ușoare. Bun, da, spuneam de Cerdacul Văii Cerbului, care mi se pare o formațiune frumoasă, se vede fain și când te duci și când vii, și de pe vârful omul și din partea asta când te duci, mi se pare așa spectaculos, plus alte formațiuni de astea de piatră mișto. Fraților, ăla este Cerdacul Văii Cerbului, formațiunea aia șmecheră. Mi-a plăcut cel mai mult din ce am văzut pe acolo, am venit eu pe undeva pe sus, pe deasupra lui. Este traseul de iarnă și o să ne întoarcem pe acolo. N-am mai fost nici la Crucea Caraiman sau cum se numește acolo, Crucea Eroilor Neamului sau cum îi spune. Mai era o oră din intersecția cu drumul ăsta care ducea la vârful omul. N-am mai fost, oricum începuse să se umple de oameni. Aveam în calcul să dau o tură. De acolo de jos, nu știu, mie practic Bucegiu îmi place cum se vede de jos din Bușten mai mult decât se vede Bușteniu din Bucegi. Nu știu, asta e părerea mea. Destul de fain. Apoi am ajuns la mașină, deci cam 5 ore și un pic mi-am luat ora respectivă. Eram perfect în grafic și am zis hai să-i dau tare pentru că urmează următoarea oprire, deci v-am spus Târgu Jiu, v-am spus cum am ajuns acolo. De acolo urma să cobor în Sinaia, să merg prin Bușteni și implicit pe deal. La stânga, prin pe deal, am descoperit Valea Râșnoavei, un drum care ajunge în Râșnov, un drum spectaculos, un drum nou, un drum frumos, un drum chiar mișto. A fost ceva aglomerație prin Bușteni și pe deal. Dar acolo când păceai stânga începea să se clarifice puțin lucrurile, scopul era să ajung la cabana Valea Sâmbetei sau pe Valea Sâmbetei, prin orașul Victoria am trecut, nici mi-aduc aminte, ca să fac vârfurile Dara și Hârtopul Darei, și despre ele citisem cu rezistența din Văgăraș și știam că de acolo se fac, simțeam, era cam cel mai teamă de tura asta, nu știu de ce, simțeam că nu o să fie așa ușor, că o să fie lungă, că e și diferență mare de nivel, deși toată lumea care fusese a zis că e ușor, că nu, că se fac, băi, e lung, norocul că am urcat în ziua aia, deci practic în ziua de luni. De fapt, nu, în ziua de duminică, după ce am făcut și Bucegiu și asta, mi-a mai alocat pe la ora 6 seara o coborâre, o urcare de o oră, o acea urcare de la canton, de acolo, de unde lași mașina. Eu, având mașină de teren, m-am dus până unde nu s-a mai putut. Și suntem pe drumul de pe Valea Sâmbetei. Urmează 3 km de urcare la cabana Sâmbăta de sus. Cabana Sâmbăta, sunt obosit, vin după condus, sunt draci. Trafic nebunii, drum rău și, bineînțeles, vârful omul și Bucegiu. Ne vedem de acolo de sus. Dorm acolo și mâine dau tare.
Și am urcat până la cabană și am zis, bă, dorm și eu la cabană, asta mănânc, puși câteva beri, 50 de lei cazarea, prețurile le vedeți, da, vreo 10 lei berea, mi-au pus o mămăligă foarte, foarte mișto cu niște, cu o ceafă de porc, cu o brânză mișto, deci foarte, foarte mișto. Un el și acolo, unul cu un accent moldovenesc, așa, nu era el foarte, da, trebuia să-l cauți, nu era acolo la bar, trebuia să duci la bucătărie, mă rog, nici foarte multă lume, un tată cu niște copii dormeam cu cortul. Fiind duminică, adică ne fiind în weekend, ne fiind în, practic, fiind în timpul săptămânii, cum a venit lumea, probabil coborâse de acolo, m-am mai văzut un grup de niște maghiari care mai erau pe acolo, câinii de pe acolo, na, și a trecut seara, adică am dormit blană, am dormit pe paturile alea blană, m-am trezit toată pe la 3 noaptea, după care am mai închis un ochi așa până pe la 7 jumate, ăla zisese că dimineața la 8 face cafea, eu am zis, bă, la 8, la mine pe munte 8 înseamnă târziu, adică eu 8 vreau să am deja o oră jumate de mers. Eu tot timpul prefer să mă duc în prima parte a zilei, să profit de vreme frumoasă, să văd eu că e terminat, să văd că am avans, nu să zăbovez, nu să se facă 8, să facă 9, că după aceea foarte greu pornesc. Eu imediat la chestii de stat, de socializat, de asta imediat pe mine dacă m-ai prins, eu după aceea am chef, după aia mă gândesc, după aia merg greu, după aia dacă vorbim și trebuie să o am eu, că eu aveam de făcut treaba respectivă. Și am urcat, fraților, de m-am luat dracii până acolo, până în șaua aia, până în creasta respectivă, până ajungi practic în creasta Făgărașilor. A fost tot o urcare și o urcare și o urcare de vreo 3 ore și un pic, de nu s-a mai terminat, de mi s-a urât, după care un drum lung pe curba aia de nivel pe acolo, am ajuns, am trecut în niște oi, am văzut vârful, nu mai știu unde acu zice, cred că chiar vârful Urlea, parcă am trecut pe la baza lui, după care lacul Urlea și un refugiu foarte fain acolo, aveam de mers înainte, după care faci dreapta pe acel demarcat ca să ajungi pe cele două vârfuri, Dara și Hâtopul Darei. Poteca este foarte vizibilă, deci nu vă faceți griji că nu știți marcajul, nu sunt zone periculoase, nu e cu căderi de pietre, cu nimic, merge efectiv pe lat. Vezi acele plăcuțe foarte frumoase care amintesc din fericire despre rezistența din Făgăraș, care pe acolo, cam pe acolo s-au întâmplat. Vedeți și filmul Portretul luptătorului la tinerețe, fiind lansat undeva 2009-2010. Din păcate, cam astea sunt puținele file din această istorie care a fost practic interzisă în școli și despre care se vorbește foarte puțin. Restul totul plictisitor, totul a trebuit să-l fac înapoi traseul, să mă întorc. Am ajuns din nou la cabană, am ajuns pe seară am ajuns la mașină jos. Parcă 19 sau 20 de kilometri, un traseu destul de repede, lung și foarte plictisitor. Dacă mă întrebați pe mine, să fiu sincer, eu obișnuit cu frumusețile retezatului și cu munte care îți oferă cam la jumătate de oră, 45 de minute, hai o oră, îți oferă ceva nou, care te încurajează, te încarcă și te face să mergi în acel traseu de 6-7 ore, 8 ore, 11 ore pe care tu l-ai de făcut. În Făgăraș trebuie să mergi și cam la 2-3 ore apare ceva într-adevăr consistent, apare ceva care să se schimbe și care să te facă să, mamă, wow, știi, este mai lung, e așa ca o Făgăraș și ca o mamă Rusie și bănuiesc că e fain de făcut pe creastă foarte mult. Am ajuns la mașină, de la mașină dă-i tare, hai să mergem în următoarea locație și anume Vânătoarea lui Buteanu și anume Transfăgărășeanu și anume baza lacului Bâlea și cabana Bâlea, acolo aveam a treia zi să fac Vânătoarea lui Buteanu sau Vânătarea sau Pădreacul, că unii zic că se pronunță așa și mai departe. Urma practic o zi de intermezzo, dacă veți, urma o zi mai de relax, o zi care venea după această zi destul de grea, de solicitantă, de plictisitoare, de amăgitoare până la urmă această Dara și Hâtopul Darei, adică la fel. Spectacolul fain imagistic este chiar de la cabană, cum și de la stâna lui Burnei, părerea mea cea mai faină e urcarea aia, până în primul platou, până în prima așa, până la lacul Iezerul Triunghiular, apoi mai ieși un pic în acolo sus, în creastă, în buza aia de unde se face indicatorul cu refugiu Potița Viștei și cu naiba, cu oraș Victoria și în stânga ăstea Viștea și Moldoveanu. Deci cam asta, cam așa a fost și aici. N-a fost rea, am avut o vreme, repet, superbă, deci să prinzi atâtea zile, atâta vreme, mai ales în Făgăraș. A fost spectaculos, am fost și în formă, dar m-a consumat, pe când la Bâlea, da, frumos, fiind în timpul săptămânii, nefiind nimeni, nu era nimeni pe acolo, nu, foarte puțin oameni, foarte loc de parcare, nu era, Transfăgărășeanu a fost liber, deci spectacol, într-adevăr mai dai decât un bou care merge mai încet decât mașina mea, care mi se pare crunt să mergi, n-ai cum să mergi așa, deci trebuie să fii nebun să mergi, mă rog, m-am enervat atunci, nu mai vreau să reiau acum chestiile negative, m-am bucurat și la lacul Bâlea de o seară înstelat, am încercat câteva poze, mi-am pus și masa, am și băut câteva beri luate din Lidl, din Victoria. Efectiv, știam că a doua zi va fi o zi ușoară, o zi de relax, o zi de o oră jumate voiam eu să fac pe Vânătoarea lui Buteanu, lucru pe care l-am și făcut așadar în ziua de marți. Practic mă trezesc pe la un 6-7, îmi fac cafea, am mai stat, am mai zăbovit pe la un 8 și ceva, 9, când începea așa soarele să ne inunde și nouă micuța noastră vale, micuțul nostru camping acolo, eu dorm în mașină de fapt. Am pornit împreună cu alți turiști,
spre Iezerul, spre Șaua Caprei, spre Iezerul sau cum naiba se numește la Lacul Capra și apoi în stânga urcarea spre vânătoarea lui Budeanu. Din greșeală am ajuns pe vârful Capra. Vânătoarea lui Budeanu se face cumva în stânga, se urcă puțin acel micuț perete de cabru, după care ajungi pe vânătoarea lui Budeanu, deci un alt vârf de peste 2500. Vânătoarea lui Budeanu. Și nu se vede nimic nici deci. Mă gândeam că se văd mai multe la Nupea. E frumos la Nupea. Da, mișto și asta. Dar am văzut și vârful Capra, ceea ce a fost frumos. Apoi mă întorc în Șaua Capra, mă întâlnesc cu cineva despre care nu cred că îl cunosc, probabil mă știe de pe net sau mă știe, nu știu, din filmări, din YouTube, din Facebook, nu știu, m-a întrebat direct ce face la Daniva. Și ai venit și am explicat eu cu vârfurile, cu astea, că bă, vreau să le faci o păstea și uite așa și mi-am compactat așa, mi-am făcut un plan pe 4 zile, dar bă, cumva vreau să mă țin de el, să profit de vremea frumoasă, că sunt în formă, dar dacă era să nu mă țin de el, era... De exemplu, dacă, nu știu, la Bâlea sau oriunde sau la Dara sau la asta era vreme rea, eram pregătit să mai stau o zi, două la bază până să aștept vremea bună, să-mi fac vârfurile respective. Și mi-a zis, bă, dacă n-ai ce face, uite, du-te, urcă pe Iezerul Caprei, că e frumos. M-am uitat, eu zic, ăsta, frate, da, că îi se vede mișto și după aia, dacă vei, uite, mi-a arătat el așa, poți să continui spre Paltinus, pe fereastra Bâlii, mai sunt, o să vezi că se vede frumos. Și mi-a explicat că există o coborâre pe la baza lacului Bâlea. Eu nu știam de aia, e o coborâre așa foarte faină pe mijlocul, pe pâlnesc, pe zia de piatră, pe bandă albastră, pe curbă de nivel. Bă, aia mi-a făcut ziua, deci that made my day, fraților. Deci aia a fost o zi în care n-aveam nimic de făcut, n-aveam după ceva de alergat. Neapărat, n-aveam nimic plănuit. Efectiv m-am bucurat de priveli și mi-am dat seama cât de mișto e și acest lac Bâlea, mai ales că nu e plin de cretini și de tâmpii și de claxoane și de parcări și de aglomerații și de nebunii. Efectiv a fost, efectiv m-a lăsat să savurez cum am vrut eu. A fost o zi minunată, a fost vreme perfectă tot timpul, turiști străini, mai discutai, te mai întâlneai, m-am mai întâlnit și eu cu un tip și o tipă pe Iezerul Caprei, probabil au mers și ei cu mine și au făcut traseul ăsta cu vârful Paltinul, cum v-am zis, cu întoarcerea aia, așa faină mi se părea pe la, deci întoarcerea pe cam o 45 de minute, o oră a durat toată chestia aia. Ea se intersecta cu cealaltă bandă roșie care ducea pe Negoiu. Da, foarte, foarte fain. Am mai stat puțin pe la Bâlea, după care am coborât la Piscu Negru. Piscu Negru era ultima destinație și probabil de unde începeau traseele cele mai grele sau nu știu, urma să văd că nu e chiar așa. Mai lipseau practic din calendar Negoiu, Lespes și Conul Călțunului. Fraților, vârfuri care se fac destul de accesibil, dar nu înseamnă că ușor, de la Piscu Negru, de la Cabana sau complexul Piscu Negru acolo pe dreapta, deci cobori practic de la Bâlea, cobori ceva și ajungi undeva cam pe la 1200 ceva de metri parcă, la Bâlea ești aproape la 2000, știi? Și ideea mea era să le fac pe toate trei, știam că se poate face, era undeva o diferență nivel la 1600 ceva de metri, erau vreo 10, 11, 12 ore de urcat, mi-au spus mulți, bă, dacă pleci de dimineață n-ai de ce să nu le faci, dar iau în serios, nu știu ce, într-adevăr, Am pornit pe traseul cu Lespes, crezând că dacă nu voi face față, dacă nu știu, vine vreme rea, dacă nu pot să ajung și pe Negoiu sau mi se va părea mult sau accidentat și mai departe, astăzi fac Lespes și Conul Călțunului, urmând ca Negoiu să-l fac pe partea cealaltă, pe faza cu lacul Călțun și cu refugiu și cu stunga Doamnei, să-l fac separat pe asta albastră tot de la Piscu Negru în altă zi, mâine sau pe mine, nu mă grăbea nimic. Dar mi-ar fi plăcut să-l fac atunci, că totuși se și vedea fain de pe Lespes. De pe Lespes chiar se vedea frumos și Conul Călțunului și vârful Negoiu în sine. Foarte, foarte fain, foarte fain vreme, repet, foarte faină vreme. Se vedea tot, se vedea Piatra Craiului, se vedea tot Văgărașul, se vedea ăsta, Bidrarul, totul se vedea impecabil. De pe Lespes urma să cobor în Șeuța Lespes. Și a urmat un mic incident, m-am enervat eu puțin acolo, o să vă pun acum clipul și vă explic acolo ce s-a întâmplat de pe Conul Călțunului. Și pe Conul Călțunului, frate, 2505 și lângă el 2510, nici nu știi după ce dea cu stei. Ia să vedem ceasul cât îmi dă.
Acea s-o lua iulia 2364. El săracul e mult în urmă, n-ai ce să... Hai să vă... uite pe lespezii, da? Lespezul, băi, se vede senzațional de aici. Deci de aici se vede senzațional, pentru că se vede în sfârșit și lăcuțul sau lacul Călțun. Și undeva acolo, jos de tot, sunt refugii sau ce dacă sunt. Băi, mișto! Ăla-i Negoiu, care are ceva oameni pe el, Doamne ajută. Turele astea nu fac vlog, dar acum vreau să fac un pic de vlog, pentru că m-am enervat foarte rău, deci m-am enervat teribil. Puteți să mă judecați, mi se rupe fix pula și o să vă spun și de ce. Am ajuns pe vârful Lespezi, 3 ore 45, cum am spus, am văzut vârful Călțun, citisem tot felul de vloguri, de nebunii, de păreri, că domne, că e expus, că e pula mea, că e nemarcat, că se ajunge greu, ca așa mai departe. Și am încercat undeva pe cărarea aia să vin să mă orientez, am văzut că nu se poate. Apoi cumva am coborât aiurea așa, printre pietre, bă, nimic. Și zic, bă, sunt la salvamont, tata, sunt la salvamont, întrebăm salvamontul, oamenii știu, oamenii sunt pregătiți, pentru asta sunt plătiți. Sunt la salvamont, salvamont Bâlea sau Cota 2000 sau pula mea. Făcut una legătura. Vă explic la unul situația și la care îmi spune, doamne, nu vă pot spune, pentru că nu este traseu turistic marcat, iar turiștii care merg pe acolo, adică ei știu că turiștii merg, ăstea sunt semnalizate, turiștii care merg pe acolo își asumă și știu traseul și nu vă pot spune, nu vă supărați. Bă, frate, mie chestia asta mi-a dat un trigger fabulos, adică nu vă spun, mi-am niște nervi. Eu care acum sunt într-o tură să fac toate vârfurile peste 2500, nu era nicio problemă. Am zis, bă, ajung până acolo unde nu se mai poate. Citisem de perete expus, citisem de pula mea, bă, toate tâmpenile, toate astea. Bă, nu e pantă, nu e, de ce, că sunt niște lespezi în pula mea. Păi, hai, stai, joacă, frate. Deci asta e joacă, păi, dar nu vorbesc de porțile închise, nu vorbesc de culmea Lolaia și unde mergi mai așa. Păi pentru atâta lucru n-au marcat. Și de fapt, încă o dată vă spun, coborâți din vârful Lespezi. Ai ajuns pe vârful Lespezi, urci și îți vine acolo în pulă pe chestia aia, ok, te bucuri. Vezi Vidrarul, vezi nu știu ce. Și vrei să ajungi și pe nebunia asta, că de aici se vede mai mișto decât de pe vârful Lespezi. Se vede lacul, se... ai și un pic de priveliște, un pic de panoramă așa. Că făgraș și totuși plictisitor. Cobor spre șleuța lespezilor, liniștit. Iar undeva în dreapta vei vedea niște momâi. Urmărește acele momâi. Nu este absolut nimic greu. Eu fac munte de un an și jumătate. Nu este nimic de expus. Mă, să nu plouă. Nu e nimic. Așa nu trebuie să mai mergem pe munte. Deci tot am așteptat. Am zis, bă, vreau să ajung și eu la peretele. Un perete drept. Care pula mea trece nu știu cum. Și în jos trăpați. Se de-abia cald. Zic, bă, ajung acolo și eu cum nu scu de asta nu-l fac. Și bă, absolut nicio treabă, frate. Deci absolut mergi. Deci pe cuvântul meu n-are rost să vă spun. Cobori de pe vârful Lespezi, ca și cum te-ai duce în șeuța Lespezilor, ca și cum te-ai duce spre Negoiu, ca și cum ai vrea să te întorci pe Triunghi sau să te întorci pe partea cealaltă, că dacă ești la Piscul Negru. Și vei vedea aceste momâi puse foarte bine. Deci unde poți, nu-i nimic expus, nu-i, deci nu am o situație, nu este. Nu-i nimic diferit de ceea ce înseamnă munte. Absolut nimic. Nu înțeleg, frate, deci... Da, mi-am luat trigger, nu mai am nici apă. Eu astăzi vreau să fac și Negoiu, ora 12:26, aș avea tot timpul să mă duc pe Negoiu, să mă duc pe la Călțu, nu mai prea am apă, m-am enervat foarte rău, încă nu-mi trece. Deci mi se părea așa, bă, nu pot să ajung acolo, eu nu am ambiții de asta, dar efectiv răspunsul ăla pe mine m-a terminat, adică ei știu că pe aici vine lume, ok, nu marchez, dar să o arze așa cu mine, că domne, nu spun, păi cu ce pula mea am venit mai aici, când am venit cu elicopterul în pula mea, e clar că am un pic de pregătire, clar că știu. Că poți să-mi spui, bă, prietene, este un traseu nemarcat, îți asumi, noi nu-l recomandăm, noi nu-l marcăm, pe noi ne doare în pulă dacă vi se întâmplă ceva, dar uite pe acolo este. Dar în niciun caz nu e greu traseul și e foarte scurt, adică 10 minute de acolo. Doamne, deci toate tâmpenile le-am citit, toate astea, că numai asta, aveam teama asta, era singura mea teamă, bă, că nu fac, că nu fac codul Călțunului, că e expus. Mă gândeam că e perete ca pe acolo, da? Mă gândeam că mergi gen așa, știi? Atunci doar tată, era mișto. Atunci, bă, asta era, știi? Nu, frate, o colegi pe unde... Deci după șaua asta, după creasta asta, cobori și undeva pe acolo începe și eu așa ca o curbuță de nivel și uite așa, e un pic de zăpezică pe acolo și pa. M-a enervat groaznic, încă o dată vă spun. Dar m-am calmat acum. Nu mai prea am apă, nu știu, cred că trebuie să cobor, am avut deja 3 litri. Trebuie să cobor
e un pârău, aceea, nu știu ce să fac. Să încerc să urc negoiul, după aia știu că am apă la călțun. Timp am tot timpul din lume, vremea e cea mai bună din lume, în formă sunt, pula mea, n-am de ce să mă întorc. Mâncare am, haine am, n-am treabă, le-am făcut și pe nebunile astea, că două dimensiuni. E singurul vlog, vă spun, din tura asta de 4 zile și gata, hai, ne auzim cu bine. Așa, frate, și m-am întors de pe conul călțunului, urmând să cobor în cărlarea berbecilor, n-am prea nimerit eu marcajul acolo din șeuța lespezilor, de precizat că mă întâlnisem pe drum cu un grup, că în parcarea de la Piscu Negru a mai fost o singură mașină și mă și gândeam, bă, dacă m-aș întâlni cu ei, ce fain ar fi, poate mi-o explică ea. Că auzisem asta cu conul călțunului, ați văzut acolo, că e greu, că nu știu ce. Și oamenii mi-au zis, noi am plecat la 7 fără un sfert și eu i-am prins, cum a venit o oră jumătate urcat pe a mea. Deci eu i-am prins undeva la, să zic, 20-30 de minute de prima de stâna aia, stâna Lespe sau cum se numește. Și eu am zis, eu am plecat la 8, deci eu cu o oră și ceva în urma lor i-am ajuns. Mi-am dat seama că merg greu, mi-am dat seama că o să mă încurce și că nu putem rămâne împreună oricât de mișto erau și mi-au și spus că îi vor să facă doar Lespe și să se întoarcă. Și atunci am zis, băi, eu încerc să fac și negoi în funcție de ce oră am, că ziua e mare, nu știu când mai vin pe aici, mi-ar plăcea să le termin astăzi toate, dar să mă și bucur să nu fiu palergat pe asta. Da, am coborât în căldarea berbecilor, am găsit niște păraie, fai de mine ce mișto, ce rece, mi-am și gătit, am și mâncat. Apă, tată, ai la apă sub negoiul, n-ai treabă. Super tare, am realimentat, am mâncat și dentare. Am urcat din căldarea berbecilor acolo sus pe banda aia galbenă, drumul care vine practic intersecție cu stânga doamnei și dă înainte tata acolo, destul de periculos, destul de mult grohotiș urcarea aia în sine pe negoiu. M-am oprit acolo pe colțul respectiv de unde se vede Lespeșul și conul călțunului și acea cărare faină de care am zis eu cu via ferată, acea mișto ar fi. Altceva vreau să zic, băi, să faci, să-mi bag piciorul o via ferată, uite așa. Uite, tată, cum se vede ristul ăsta. Să vii de pe Lespes până pe ăsta, nu știu ce vrei. Și să o legi cu negoiul. Mamă, cât de șmecher se vede cu oamă asta. Am ajuns pe negoiul, de pe negoiul la fel se văd toate, dar nimic, nu mi-a plăcut, nici ceva spectaculos, nici ceva de care m-aș lipsi. Doar am vrut să bifez acest munte. Vârful negoiului, fraților. 7 ore 51 de la Piscu Negru. Trecând printre poate cele mai frumoase vârfuri care mi-au rămas la suflet, Lespezii și călțunului care sunt acolo. Urmează coborârea la lacul Nefuziu Călțun, 15.49, avem absolut tot timpul din lume să ne mai și întoarcem o dată vorba aia. Asta e negoiul, nu pot să zic că mă surprinde, mă face cumva să zic, nu știu. Foarte multă civilizație de pe el, dar a trebuit făcut, bine că l-am făcut. În sfârșit, tura mea de 4 zile de forță, cu cegi, cu capul părântului, în locul care era nu e un vârf de mizerie, eu cruce la 2 minute de vârf și vârf cu bucur de bravă, apoi Dara și topul Darei, făcute de pe Calea Sâmbetei, cel mai lung traseu, cel mai plinisitor. Apoi ieri am băgat câteva, și anume Capria Vânătoarea la Buteanu, apoi am coborât înapoi în Șaua Capria, am urcat pe Iezerul Caprii, am coborât în fereastra Bâlii sau Bâlii, am urcat pe vârful Baltinu parcă, și am coborât pe bandă albastră, așa pe jumatea acolo, e foarte frumos, pe curba de nivel. 4-5 ore o dumeție, a fost o dumeție așa de relaxare ca să prefaceze nebunia de azi. Nu știam dacă îl fac din prima, nu știam dacă să reușesc să fac și Lespezii, nu știam treaba cu călțunul, v-am povestit-o, nu mai vreau, m-am enervat destul, dar se pare că a ieșit chiar bine, m-a așteptat un drum destul de lunguț, măcar cam 4 ore o să fac, e 5.50. O să și mănânc ceva, probabil chiar aici, să fac o observaia, mai mănânc, mai beau apă și îi dau înainte. Deci cam asta e făgărașul, modul meu l-am făcut acum 3 săptămâni, cu viștea mare, cam astea ar fi, toate peste 2500 de metri de acel. Să auzim de bine. Am mai stat puțin, țin minte, din nou am mâncat, după care am mai golit din apă, că aveam destul de multă, am băut, cred că undeva la 6-7 litri am băut în tura asta.
Deci tura asta cules pe sconul Călțunului și Negoiu, făcută în 7 ore jumate, făcută cam în 11 ore jumate, cu tot cu întoarcere la Piscu Negru, cam atâta în bord. Am fost foarte fericit, a fost o vreme extraordinară. La întoarcere am văzut eu că vine un nor, deși nu erau anunțate ploi, nu era nimic prea așa, un nor așa care parcă strângea după el, electriza cumva un aer rece, așa, strângea după el un val de aer rece și am zis, bă, să nu ne facă vreo figură. Și să mă văd ajuns la lacul Călțun, să nu prind nici stânga Doamnei, că n-am mai fost nici coborârea, care era destul de accidentat acolo, destul de accidentat un pic, destul de mult grohotiș, trebuie să fii atent și n-aș mai vrea să mă mai chinui acum și cu ploaie și asta, că nu neapărat cu caz, dar te încetinește și îți dă de lucru. Lucru care nu s-a întâmplat, n-a plouat, m-am întâlnit cu un grup pe care la fel am prins din urmă pe coborâre Negoiu înainte de stânga Doamnei, un grup de toate vârstele, niște oameni foarte faini, unii din Moldova, chiar de acolo, din Făgăraș, și am stat foarte mult, am stat cam o oră și ceva cu ei până la lacul Călțun. Deci căldarea asta, da, ar fi fost mișto un lac aici, probabil aș fi fost cândva. Vai, ce fain să vezi. Și cu norul ăsta și cu tot. Da, fain. Spectacol. Fain, mi-a plăcut cum a urcat și mi-a apărut. Călțunul. Șmecher. Am făcut poze pe malul lacului Călțun, impecabil, se vedea, nu știu, o lumină din asta de aproape de golden hour, undeva bătea din spate, le-am făcut și eu niște poze, după care ne-am despărțit, acolo sunt cam trei trasee, ăla care duce la lacul Bâlea, ăla care duce înainte de tunel, parcă o cruce albastră, și ăla care duce la Piscu Negru, care te lasă în pădure și prin care cobori destul de abrupt, treci printre acele cascade și ajungi la Piscu Negru unde aveam eu mașina, deci eu trebuia să întrebim circuitul meu. O tură destul de faină, poate cea mai frumoasă tură a mea, o cea mai frumoasă tură grea. Ca greutate rămâne aia cu vârful mare, când am încercat eu și am făcut și tău dintre brazi de la Cabana Pietrele și am făcut și gale și am urcat și la înșeaua vârful mare și am ajuns și pe vârful mare și v-am povestit acolo pe vlog de anul trecut, după care am coborât iar înșeaua asta, am ajuns în tăurile din Valea Rea și întoarcere pe partea cealaltă. Aia a fost cam de 12 ore, dar simt că acum merg mai bine ca atunci, nu știu, nu mai caz gura atât, faptul că probabil n-am filmat și cam asta a fost, fraților. Cam asta ar fi, deci cam așa puteți să faceți vârfurile astea, nu știu cum să vă zic, nu știu, eu făcând moldoveanu acum o lună și ceva, le mai aveam pe astea făcute, ar mai fi înretezat păpușa și cu peleaga, se pot face într-o zi și alea, dacă știi cum, cred că tot de la pietrele te-ai putea caza, la pietrele sau la gențiana, dar mai bine la pietrele și urci pe Valea Rea până în șaua Pelegii. Și de acolo dreapta ai peleaga, stânga ai păpușa sau ceva de genul și le poți bifa 2508 respectiv 2509 peleaga. Parângul mare se face foarte ușor, 2519 al treilea vârf se face cel mai ușor de la stațiunea Parâng, la care poți să urci cu mașina și cam în 4 ore, 4 ore jumate, deci un 7 ore cu totul dus întors. Ai ajuns și ai făcut Parângul Mare, poți în același timp să faci tot lanțul, să ajungi la Urdele, tot în 8-9 ore, așa, dacă te așteaptă cineva acolo. Și cam asta era cu Făgărașul și cu nebunia asta. Frumos, frumos de tot. Na, mers la greu, dar mi-a plăcut. Dormit în mașină, dorm odihnit. Eu care am probleme cu somnul, am dormit perfect. Nu știu ce să vă mai spun. Am avut baftă, am avut o vreme frumoasă, eram pregătit pentru mult mai multe zile. Efectiv mi-au ieșit toate, Undeva la 840 de kilometri am făcut cu totul pentru că m-am abătut și m-am dus și pe la Brezoi încă 3-4 zile de festival de blues, văzând că am terminat atât de bine totul și abia undeva pe duminică seara am ajuns acasă, deci exact o săptămână de forță, 840 de kilometri cu Lada Niva pe asfalt, destul de greu, o mașină mai pe care trebuie să știi să o controlezi, care n-are sisteme de siguranță, care n-are nici ABS-uri, nici nimic, nici SP-uri, nici airbag-uri, nici nimic, deci trebuie să fii destul de atent. Din păcate, stația cretin cu mașini bune care merg mai încet ca mine, nu știu de ce merg cu 50 la oră, stau pe telefoane și așa mai departe. Dar una peste alta am prins un trafic frumos, pentru că le-am făcut în timpul săptămânii, la mine este primordial, nu weekendul, nu timpul săptămânii, ci vremea. Deci faptul că începeau canicula, începea acea perioadă, știți că sunt ferestre de alea de o săptămână, de 5 zile în care e cald în toată țara, în care nu dă un strop de ploaie, în care eu atunci mă duc la munte, mai ales când am chestii mai grele de făcut, atunci vă recomand și vouă.
Probabil Făgărașul, repet, e frumos. Cred că aș face mai multe trasee de la lacul, Bâlea. Aș face și Lăițelul, aș face cam toate părțile, pentru că mi se pare frumos. Făgărașul e frumos să-l faci pe creastă, e frumos să fii sus, să fii cu cortul și să-l admiri de acolo. Pentru că el îți oferă, dar îți oferă mult mai greu, îți oferă spectacolul pe care de trei ori mai încet pe care ți-l oferă poate un retezat, să zicem. E mai monoton, dar trebuie să-l descoperi. E mare, e cât Mama Rusie, e impunător, e frumos în felul lui. Dar eu tot cu retezatul am să rămân și am să mă întorc curând. Vreau să le fac, ideea era, vreau să le fac practic anul ăsta, adică după tura asta, vreau să fac chiar și Parângul Mare și Păpușa și Peleaga, dar na, am mai avut ceva treabă, am venit cu festivalul, am fost și pe la Herculane vreo 4 zile, foarte fain și pe acolo, ați văzut și clipul cu Domogledul Mare, Domogledul Mic. Și atunci am zis, hai să filmez clipul, ca și cum le-aș fi făcut, că l-am făcut anul trecut, dar na, să fie așa, cele 14, mă rog, 13 vârfuri peste 2500 de metri. Deci, repet, cam asta ar fi, dacă e să te plimbi, dacă e să le faci de o zi, ar fi stâna lui Burnei pe la Curtișoara, sau cum se numește acolo, pentru Viștea și Moldoveanu, apoi te muți, faci Bucegiu pe Transbucegi, faci în Bucegi cele trei, de la Cabana Piatra Arsă sau de unde vrei tu de acolo, din la sfârșitul Transbucegiului, faci vârful Omul Capul Morarului, dacă vrei să-l faci, care e de fapt o cruce la 2 metri, la 2 minute de mers de cabana, vârful Omul și vârful Ocolit, te-ai întors pe același drum, apoi Valea Sâmbetei, ca să faci Dara și Rătopul Darei, apoi Vânătoarea Lăbuteanu o faci într-o zi, adică poți să faci într-o zi combinată și cu altele, dacă vrei, de la lacul Bâlea, cobori la Piscul Negru, dacă te țin cardanele, dacă ai mai mers pe munte, dacă o plănești bine, dacă, poți să faci pe cele trei, pe o vreme frumoasă, cum am făcut și eu lespezi, Cornul Călțunului și implicit Negoiu, cu întoarcere pe la lacul Călțun, prin Stunga Doamnei sau prin Stunga Dracului, deși aia este închisă. Am înțeles că pe acolo mulți urcă, dar nu coboară, cad pietre, dar dacă ar fi amenajat, ar scurta foarte, foarte mult acea curbă pe care trebuie să o iei până ajungi pe Negoiu, de Stunga Dracului, dacă ar fi refăcută, îți foarte mult scurtează, undeva la 45 de minute pe dus, deci cam o oră, o oră jumate, zic eu, pe dus întors, îți scurtează, sigur, plus oboseală, plus asta, pentru Negoiu. Cam astea ar fi. Negoiu, cum am mai spus, se mai poate face și la Porumbacul de sus, se merge pe un drum forestier în funcție de ce mașină ai, se urcă, se cam doarme la cabana aia de unde mai ai 3 ore, la cabana Negoiu mai ai vreo 3 ore, 3 ore jumate. Nu știu ce să zic. Cam într-o zi, eu tot de la, deci dacă îl vrei clar, eu îl văd de la Piscul Negru făcut. Ori separat, ori cu toate celelalte două, Lespe și Cornul Călțunului. Repet, Cornul Călțunului e unul dintre cele mai frumoase vârfuri, pentru că se vede ceea ce se vede și de pe Lespe și de pe Negoiu, dar se mai vede și lacul Călțun perfect de jos. Deci ai o priveliște de ansamblu mult mai faină, mai fotografică, să zicem așa, care pe mine m-a surprins plăcut cel mai mult. Așa ca frumusețe, vă spun, ziua cu lacul Bâlea și cu acele ture pe acolo, pe local, cu Vânătoarea Lăbuteanu, vârful Capri, așa o Capri, Iezerul Capri, Paltinul, Fereastra Bâlii și întors pe acea curbă, pe acea bandă albastră, chiar mi-a făcut ziua frumoasă și chiar m-a surprins plăcut și mă gândeam așa ce mișto e să faci vârfurile de acolo. Da, se poate face și Moldoveanu, se poate face și Negoiu de la Bâlea. Cred că așa, nu știu, poți să le faci așa, poți să faci toată creasta Făgărașului și să vezi tot în câteva zile, să nu știu, pleci din Valea Oltului. Deci, variante sunt multe, dar așa pe mașină, pe mers, pe pac, 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 cam astea ar fi. Toate sunt în Carpații Meridionali, deci destul de aproape de mine, aș spune, nu sunt la Mama Naiba, nu sunt, nu știu, prin Oriental sau prin Maramure sau prin, deci cam asta a fost norocul, cam asta a fost tura. Deci astea 4 zile m-au împlinit și pot să zic că m-au adus un om mai bun acasă, deși după aia te încearcă o stare așa de, nu știu, de abandon, de lipsă în momentul în care ajungi acasă și viața ta e la fel și, nu știu, îți lipsește multele, ai vrea mai mult, ai vrea să fii acolo practic mereu, ai vrea să ai parte de chestia asta, ai vrea, nu știu, să deschizi ușa, să fii acolo. Dar să nu încheiem într-o notă tristă, fraților. Asta e experiența mea în 4 zile. Cu condus, cu tot, cu dormit în mașină, o să o țin minte, vremea a ținut cu mine, ăsta era cel mai mega optimist scenariu, că nu voi lua nicio zi pauză, oricum nu mă grăbeam, oricum mă gândeam, bă, dacă plouă dimineața, dacă se anunță seara, dacă împart și Negoiu cu Lespezi le fac separat, vedem, ne adaptăm, că pe multe trebuie să te adaptezi, aveam tot felul de haine la mine și pelerine și tot, nu, efectiv a ținut cu mine și sunt super, super bucuros de chestia asta, am zis să
vă povestesc acum, sunt cam două săptămâni de atunci, ca să nu uit atât de detalii. Oricum, probabil am uitat multe detalii. Na, mai vedeți și voi prin filmare și prin imagini ce, cam cum a fost. Toate făcute cu acest S21 Ultra, un telefon impecabil, cu patru camere, patru focale diferite optic. Perfect pentru munte, dacă nu vrei să cari un DSLR cu tine, niște obiective grele și mai departe, sau un mirrorless sau orice ai căra. Cam asta e, bă, tata, bă. Vă lasă Jean și vă mulțumesc că v-ați uitat la acest clip. Sper că nu v-a plictisit foarte mult. Îmi era dor să fac așa un clip. Asta am și zis, bă, nu fac vloguri, nu fac nimic. Pur și simplu fac clip și o să le povestesc oamenilor de acasă, cum am mai făcut prin Islanda, cu imagini, cu dovezi, stând acum relaxat în patul meu și savurând practic acea victorie. Vă salut și drumuri bune pe munți, o vară faină și o toamnă faină și cât mai multe ieșiri vă doresc, dragilor. Eu vă las aici. Ciao!